Declarații controversate ale primarului din Craiova, Olguța Vasilescu, cu privire la ucigașul de la Grădina Botanică. Deși ancheta încă este în desfășurare, edilul a început să vorbească de intențiile criminalului și să spună cum crede ea că s-au desfășurat lucrurile. Ucigașul a premeditat această crimă, nu-i cunoștea. Au fost tot felul de speculații că se cunoșteau, am văzut că victimele sunt vinovate, tot felul de scenarii și de nebunii în această perioadă. Nu se cunoșteau. A venit special ca să omoare pe cineva. Vă dați seama cât sânge rece a avut, dacă a trecut la câteva secunde de polițiști cu care a vorbit și a dat de 20 de ori cu cuțitul într-o persoană. Aici nu putem să vorbim decât despre un psihopat. Un psihopat care, atenție, nu era craiovan. A venit de la el din comună special să ucidă pe cineva. Declarațiile controversate ale primarului municipiului Craiova au fost făcute în timpul unei ședințe a Consiliului Local. Asta deși ancheta încă are loc, în plus primarul își apără orașul și insinuează că Timișoara e un oraș mai nesigur decât Craiova în contextul în care și acolo a avut loc o crimă. Să știți că orașul Craiova nu este mai nesigur decât este Timișoara, de exemplu, unde, iată, avem și acolo o crimă înfăptuită, iar ucigașul nu a fost prins, chiar dacă au existat camere de luat vederi. Referindu-se la crima din Craiova, edilul spune că poliția locală l-a oprit întâmplător pe criminal în Grădina Botanică înainte de atac. Echipajului s-a părut suspect individul și l-a oprit ca să aibă discuții. Li s-a părut suspect în primul rând pentru că era singur la ora 16, când erau 40 de grade afară, și se uita foarte insistent la una dintre statuile din Grădina Botanică. L-a oprit, l-a identificat, era frumos îmbrăcat, a vorbit frumos, a zâmbit. A spus că este elev la liceul militar și, bineînțeles, că a fost lăsat să meargă mai departe. Nu cred că vreunul dintre dumneavoastră ar fi acceptat, de exemplu, dacă ar fi fost vorba de copilul dumneavoastră, un copil oarecare, sigur nu un criminal, cum se dovedește în speța de față, ca poliția locală să-l oprească fără să aibă niciun fel de indicii și să-l caute în rucsac, de exemplu. Cred că ar fi fost foarte mare scandal.